În ceea ce privește criza refugiaților, mulți îți dau cu părerea și așa că îmi permis să dau și eu cu părerea, din punct de vedere medical. Sunt boli care se pot transmite de către refugiații ce vin în Europa, mai ales că ei provin din țări cu o climă mai caldă, cu mult mai multe boli infecțioase și parazitare și cu niște condiții de igienă mai reduse decât ceea ce ne asumăm că folosim noi în Europa. Aplicăm noi în Europa, pe de o parte. Pe de altă parte, în contextul schimbării globale a temperaturii și încălzirii a Europei, există riscul ca vectorii acestor boli, mare parte dintre ele au vectori, să ajungă și în Europa și în consecință aceste boli să se transmită mai departe în Europa, cum este cazul malariei, care a ajuns până în nordul Irakului și începe să calce și în Turcia, ca să zic așa, sunt țara la un fel. Mai există o altă boală importantă, este vorba de MERS sau sindromul respirator din Orientul Mijlociu, Middle East Respiratory Syndrome, care, din păcate, am fost ascuns acolo, în Arabia Saudită, ca o infecție cauzată de, sau infecție respiratorie de la cămile. Virusul, coronavirusul, fiind un virus adaptat la om de la cămile, așa cum s-a mai întâmplat prin Orientul Îndepărtat cu ani în urmă. Sunt virusuri care trec de la o specie la alta sau bacterii, dar în special virusurile se pot adapta la alte specii. Un alt exemplu de boală ce s-a adaptat de la o altă specie este Ebola. Ebola care a afectat maimuțele primate, maimuțele evoluate, dar și macacii, și care a trecut la om producând foarte multe focare importante de Ebola în nordul Africii și în vestul Africii, dar uite de că există riscul ca să ajungă și la noi Ebola, printr-un, să spunem așa, import de oameni, de refugiați, care, pe de o parte, nu au posibilitatea unei igiene, nici educația câteodată a acesteia, și mai mult decât asta, sunt suflete, organisme care sunt foarte stresate, foarte chinuite, foarte necăjite, deprimate, depresate și din acest motiv, depresia și deprimarea imunitară, poate produce, îi poate face pe aceștia niște efecturi importante, pe de o parte. De altă parte, sau o altă boală de care vreau să amintesc, o altă categorie de boli, sunt bolile mentale. Da? Oamenii aceștia pot să aibă și boli mentale din cauza faptului că trăiesc, se chinuie, au trăit ani de zile într-o încercare de a se adapta, de a-și găsi un cuib ușor, un loc în care să poată supraviețui și ei sunt supuși riscului de instalare a foarte multor afecțiuni până la neuropatie, dar mai degrabă afecțiuni de tip depresiv, anxiozitate, toate astea care aduse în Europa, în contextul unor diferențe foarte mari de abordare și în contextul unei primiri care întotdeauna este, să spunem așa, de cea mai bună calitate a lor, poate să-i arunce într-o situație de comportament marginal, excesiv religios, mai ales că religia lor, în special cea islamică, are anumite, să spunem așa, posibilități de interpretare greșită și mai mult decât asta, nu are un corp sacerdotal puternic, destul de puternic, care să împiedice mișcările marginale ale indivizilor care, de exemplu, propovăduiesc lipsa de respect față de femeile nemusulmane, care propovăduiesc instalarea religiei lor ca religie prevalentă și înlocuirea religiilor locale. Toate astea sunt manifestări, după părerea mea, extremiste, dar care au cauze cu siguranță în anumite afecțiuni psihice.